Salutare, salutare, dragi prieteni! Favi Pigeon Loft vă salut cu tot respectul. Astăzi, 5 martie 2021, fac acest videoclip pentru a vă ține la curent cu evoluția celor 17 porumbei pe care i-am dat către achiziționare și fac această scurtă intervenție pentru a vă anunța pe această cale că nu mai este niciun porumbel disponibil. Așadar, ați văzut deja ce era cumpărat până acum și pe parcursul zilei, serii de ieri, am discutat cu cineva care este în Belgia. De această dată porumbeii, majoritatea au plecat peste hotare. Așadar, am vorbit cu cineva care este în Belgia și dânsul a vrut să achiziționeze toate cele 6 femele care mai erau disponibile. Aveți pe imagine acum acești 17 porumbei care vor pleca. Nu le mai spun seriile, cred că le știți. Fac acest videoclip doar informativ și pentru a ura succes noilor proprietari. Îmi doresc din suflet să-i ajute acești porumbei și să facă treaba acolo unde se duc. Atât am vrut să vă anunț și să știți cu toții că această campanie s-a încheiat. Așadar, 6 porumbei pleacă către domnul Iulian în Belgia, la Bruxelles. Spre norocul lui și spre norocul meu, s-a întâmplat să fie și transportul disponibil exact în această perioadă. Astăzi, după amiază, voi lua cei 6 porumbei și voi pleca cu ei undeva în zona Băicoi, unde îi voi preda la mașină, mașină care mâine dimineață va pleca în Belgia. Așadar, acești 6 porumbei vor ajunge la domnul Iulian în Belgia, Bruxelles, foarte curând posibil. Deci sunt porumbeii care au o-ringuri galbene, deci clipsuri galbene pe picior, puteți vedea. Am personalizat toți porumbeii, sunt 3 serii de porumbei și un singur porumbel va pleca singur. O să vă vorbesc și despre el. Așadar, am lămurit cu aceste ultime 6 femele. După aceea avem cei 4 porumbei care vor pleca la Făgăraș. Acești porumbei vor fi duși tot de mine sâmbătă și mă voi întâlni acolo cu persoana de contact care va prelua acești porumbei. Acești porumbei vor ajunge la domnul Romică la Făgăraș, un bun prieten de-al meu. Te salut, domnul Romică, cu drag, cu respect și îmi face multă plăcere discuțiile pe care le avem noi doi. Așadar, 4 porumbei pleacă sâmbătă, vor pleca la Făgăraș. Sunt porumbeii cu o-ringuri, cu clipsuri albastre, care îi vedeți aici pe imagini. După aceea avem un singur porumbel, o femelă care pleacă la Alunis Sălaj, va ajunge acolo la domnul Mihai. Mă bucur mult și dânsul, un om deosebit din ce am discutat la telefon. Și dânsul este și el foarte bucuros că a putut să achiziționeze această porumbiță și de asemenea eu mă bucur că a putut face acest lucru. Așadar, la Alunis Sălaj, la domnul Mihai, porumbița va pleca duminică seara, va pleca cu un tren și dânsul o va ridica din gară de acolo. Tot la fel, dânsul s-a descurcat de transport. Și mai rămân cei 5 porumbei care pleacă în Italia, dragii mei. Pleacă la George, în Italia, Frosinone, acolo vor ajunge acești 5 porumbei. Și aceștia din urmă vor pleca undeva marți, miercuri, săptămâna care vine. Tot la fel o să îi duc eu la mașină, iar de acolo vor lua drumul Italiei. Așadar, dragii mei prieteni, această campanie s-a încheiat. Îmi pare
rău pentru cei care au vrut să achiziționeze și nu au putut să facă acest lucru acum. Vom vedea pe viitor ce se va mai întâmpla. Până atunci, ce pot să zic? Acești porumbei și-au găsit noi proprietari. Vom ține legătura și împreună vom vedea evoluția lor. Cu siguranță o să vă țin la curent și despre acest lucru cu absolut toți cei patru care au achiziționat porumbei. Am făcut schimb de numere de telefon, vorbim la telefon și eu îmi doresc ca lucrurile să evolueze din ce în ce mai bine pentru toată lumea. O să revin cu videoclip de la compartimentul de matcă, unde deja am început să avem primele ouă, la compartimentul nostru de reproducție. O să vedeți și acolo, vreau să vă prezint perechile. Nu am avut timp, ați văzut, am fost destul de ocupat cu această campanie de a da acești porumbei. Am avut foarte multe mesaje și tocmai de aceea am încercat să împac pe toată lumea și să facem lucrurile să decurgă într-un mod foarte bun, dragii mei. Concluzia este una simplă, toți cei 17 porumbei vor pleca, 5 din ei vor pleca astăzi, iar mâine dimineață vor lua drumul Belgiei. Sâmbătă dimineață vom duce 4 porumbei la Brașov și vor lua de acolo drumul Făgărașului, se vor duce la Făgăraș. Duminică o porumbiță va pleca la Alunis Sălaj. Iar undeva săptămâna viitoare, marți, miercuri, ceilalți porumbei vor pleca la George, în Italia, Frosinone. Și îmi doresc să aibă succes cu ei, să ajungă cu bine porumbeii. O să fac câte un scurt filmuleț la predarea fiecărei serii de porumbei, pentru a nu ieși niciun fel de discuții și a nu fi niciun fel de urmă de îndoială. Băieții care au achiziționat, din punctul meu de vedere, sunt niște băieți de nota 10. Am vorbit cu ei la telefon și mi-a făcut plăcere să schimbăm câteva impresii. Până atunci, dragii mei, vă doresc toate cele bune, să aveți parte de o săptămână minunată în continuare, să vină primăvara asta pe care o așteptăm cu toții atât de mult. Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Abonați-vă la acest canal, apăsați clopoțelul, distribuiți postările mele și să ne reauzim cu bine și cu sănătate la următorul videoclip. Vă salut, numai bine, toate cele bune!